Gata, suntem în registră. Bă, de când fumez ăstea, parcă tușesc mai des. Tușesc mai des, dar mai puțin rău. Cine vede episodul celălalt și că e schizofrenic. De ce? Că ai zis fix invers. Da. Da. Adică e, mi se pare că n-are niciun sens. În alt ordine de idei, bă, de-abia o să... Stai că așa, burta din când ești gras, tu, e o problemă pe care tu nu ai. Bă, deci pe ecran avem tot timpul, se vede tot timpul cursorul într-o parte și o muscă. E o muscă și un cursor. Dar nu poți. Este o poveste de dragoste între cursor și muscă. Ia dă-i un pic, ia fute un pic musca. Dă-i cu cursorul, uite aici. Fute, fă dragoste cu musca, uite. Hai. Ah, fuck. M-am băgat și eu. Am stricat toată nebunia. Hai, hai că vreau și eu un pic, da. Yeah. A revenit nebuna, deci de mine, eu eram buba. N-are treabă. Ah. Nu, îi place de cursor. Da. Eu cred că musca pentru cursor vine. Hai să ne întoarcem. Ce voiam să zic? Că era destul de important. Bineînțeles. Mă îndoiesc. Și asta. Mă îndoiesc. Că la această emisiune chiar avem... Nu cred că s-au întâmplat de asta în istorie. Nu cred că a avut... Ce voiam să zic, mă? A, da, și e egal cu MC pătrat. Era să uit, pută-i gâtă, mă, ți-i dădeau. Hai să vedem niște știri. Da, mă, chiar... Începem direct cu știri? Sau nu? Cu actualități? Actualități. Voi ați văzut-o pe aia cu Terminatorul? Ai pus-o pe aia cu Terminatorul? Da, nu. Am pus-o pe aia cu Seinfeld. O punem și pe aia cu Terminatorul după aia. Așa. Deci mi s-a părut foarte cateringă titlul ăsta. Retragerea titlului de cetățean de onoare a lui Sebastian Ghiță rămâne blocată. Deci oamenii nu, numai că n-au fost în stare să-l aducă înapoi în România, să-l judece, să-l prindă, să-l găsească, să-l urmărească cum trebuie. Bă, nici măcar titlul de cetățean de onoare n-au putut să-i ia. Și consilier local PNL probabil a făcut ceva pentru ploieșteni. Așa mi se pare că se citește replica asta, știi? Nu știu, domnule, probabil că o fi făcut ceva. Este pentru prima dată când aud legătura dintre Sebastian Ghiță și Ploiești. Cum, mă, el e din Ploiești? Da, mă, de acolo a plecat. Da, mă, da, în sensul în care Sebastian Ghiță în slujba Ploiești. Da, a că fost. Mie mi se pare că Bogdan, spre exemplu, e mult mai legitim decât Sebastian Ghiță. Cine? Bogdan de la Ploiești. Dar e cetățean de onoare? Păi ar trebui. Dar la cetățenii de onoare e un număr finit, e ca la notare, adică... Da, adică trebuie să iasă unul și să ca să intre... Adică celor. Ar trebui să ia asta lui Ghiță și să o ia de lui Bogdan de la Ploiești, tu așa zici, așa ar fi cazul? Băi, eu nu știu care e distribuția de titlul de cetățean de onoare. Și adică e se identifică cu primitul cheii orașului? Nu neapărat. Adică... Asta e, că poate trebuie să ia, cheile de la oraș, de la Sebastian Ghiță, să-i le dea lui Bogdan de la Ploiești. Că există niște beneficii. Dacă ai cheia orașului? Nu, dacă ești cetățean de onoare. Sunt niște beneficii. Ce beneficii? Uite, scutirea de taxe ar fi unul. E, nu cred. E... Nu cred, mă, că dacă ești cetățean de onoare. Nu plătești impozit, bă. Nu există, nu plătești impozit. Pe ce? Pe ce nu plătești impozit? Pe teren. Onoare. Du-te, mă, de aici. Ia uite, mă. Nu există. Sunt beneficii, mă, termină cu prostiile. Nu plătești impozit pe teren? Da, uite, primăria orașului Frasin. Așa. Titlul de cetățean de onoare reprezintă cea mai înaltă distinție ce poate fi conferită unei persoane de către Consiliul Local. N-aș ști chiar tot. Se conferă așa, nume. Stai. Da, mă, cum să nu plătești impozit ca cetățean de onoare? Eu dacă zic... Că e o chestie. Poate mănânc căcat. Ok. Nu, adică s-ar fi știut, ar fi fost un scandal. Dar ar fi făcut manevre. Da. Ar fi apărut cetățean de onoare. Da, așa. Nepotism. Unul care era cetățean de onoare și la Țăndărei, dar și la Huși undeva. Adică era cetățean de onoare prin vreo 3-4 orașe. Chiar să fii nepot de onoare. Da. Unde poți să fii cetățean de onoare? Adică poți să fii de cetățean de onoare în mai multe locuri în același timp? Omni cetățean de onoare? Cred că da. Policetățean de onoare. Da. Dar mie mi se pare ciudat, adică ce înțeleg eu din titlul ăsta este că este o procedură destul de complicată la deveni și la cetățean de onoare și de la a ți se lua titlul de cetățean de onoare. Că mă gândesc că este, bă, el este cetățean de onoare, doar verbal ar trebui să fie. Ce
cadre, ce căcaturi legale se produc, se întâmplă ca cineva să devină cetățean de onoare. Era acolo specificat și am văzut așa foarte pe scurt la articol, în articolele alea, că nu trebuie să ai condamnări penale și așa mai departe. Și practic el este în situația în care e cetățean de onoare, dar având condamnare, nu mai e compatibil cu funcția de cetățean de onoare. Pe care se ciudat, nu e funcție, e o stare. E un titlu, e o stare de spirit. Da. Atunci e cetățean de onoare cu suspendare. Dacă. Da, la proba contrarie. Și mi se pare că, nu știu, adică asta e un scop de ăsta imediat vis-a-vis de o prioritate vis-a-vis de Sebastian Ghiță, știi? Domne, trebuie să-i luăm aia de cetățean de onoare, știi? Da, hai ne face, lovim unde ne face oraș. În onoare, nu la bani, nu la portofel, în mândrie. Și o să stea el acolo, probabil. Pentru că întreaga lui activitate pentru care a și ajuns să aibă condamnare penală denotă că este un om pentru care onoarea e foarte importantă. La el și la samurai. Da, da. Sunt samurai acum pe fața pământului care se gândesc cu onoare ca Sebastian Ghiță. Da. Unii au tatuat pe spate. Stă în Serbia acolo sau unde e el de fapt, dar în Serbia se spune că e. Stă în Serbia acolo înconjurat numai de mafios, bani și femei și deodată simte o perturbare în onoare. Da. Simte că ceva s-a întâmplat în onoare. Ce pleci că vița onoare. Gata, am pus. Pula mea, Sebastian Ghiță, onoare. Okay. În cazul în care, așa ca să facem o scurtă recapitulare a lucrurilor amuzante care s-au întâmplat, ca asta ne interesează mai mult, vis-a-vis de procesul și de urmărirea lui Sebastian Ghiță, modul în care a fugit din țară a fost foarte cateringă. Tu știi cum a fugit din țară? Nu. Omul a fost invitat la o petrecere SRI. Așa că era un blac cu aia, că oricum au apărut și pozele cu ei pe la grătare, pe la pui de urs, pe la dracu. Dragnea, Căve și... Unde și... umblau ei, la Cioplea, la Predeal, unde umblau ei, așa, și la mașinuțe în orășelul copiilor. Ce dracule pe ce a dus să facă? La seria acolo. Așa, și ea, deci declarația lui e așa, că pe la ora... 12, 11 și ceva, 12. La coadă la Bobati? La petrecerea în casa, erau casă la Snagova, în sens la serii. Băi, eu vreau să fac, paranteză, vreau să fac, când o avea seriu ziua porților deschise, vreau să facă, că au și se de aceea aproape de noi, să facă stand în față și să fie Bobati cu serii. Și să dea, bă, ar fi tare. Tu te duci să bei Bobati la serii? Bă, nu. Nu chiar. Obligat. Vă poftim la un Bobati. Dar n-am încredere în nimic de la SRI. Orice mi-ar da, zic, bă, nu. Au pus niște chipuri în biluțele alea acolo. Să mă urmărească pe mine. Că... Chipuri de tapioca? Exact. Revenind, scuze, Bobati cu SRI. Asta e declarația lui. Că pe la 11-12 așa a simțit o răceală din partea celorlalți. Și s-a gândit că e momentul să plece. Unde? În Serbia, evident, când te-ai ajuns mai în Serbia. Mai ții minte când te-am rugat eu să mă speli pe spate și tu ai zis, bă, nu mai vreau? Da, gata. Genul ăla de răceală. Am înțeles, o simți, e ceva acolo. O metaforă, trebuie să discutăm. Spălatul pe spate, înțeleg ce a făcut aici. Ia. Așa. Și a plecat cu mașina de la petrecerea SRI, fiind urmărit, că oricum era mai urmărit ca Dallas-ul, adică îl urmăreau 7.000 de polițiști. Cu căldura la mașină. Exact. A plecat cu mașina și acum intervine declarația poliției responsabilă în a-l urmări. Da. Pe autostradă, calea poliției a fost blocată de alte două mașini și pentru că Ghiță mergea foarte repede cu mașina, l-au pierdut din vedere. Și... s-au dus la el acasă, unde au găsit mașina în fața casei la 12 și un pic și au presupus că doarme. Exact așa. Au presupus că doarme. Și după aia, ca să vezi, a doua zi... ziua? A doua zi era în Serbia. În Serbia... Dormea în Serbia. Altă chestie, Caterin, că la vreo câteva săptămâni după ce a ajuns în Serbia, a fost oprit el împreună cu frasul pe stradă și a fost arestat pentru foarte scurt timp și pus în cercetare și sub acuzare pentru acte false. Că l-au găsit, vezi, doamne, cu acte false în Serbia. Da. De ce s-a întâmplat asta?
Pentru că în legea sârbească este stipulat foarte clar că atâta timp cât tu ai un proces cu statul sârb, ei nu au voie să te extradeze. Am înțeles. Și practic... A găsit o breșă din asta la modul... Nu doar ignorând cererile de extradare, acum aveau și o motivație pe care să poată să dea copy-paste la fiecare cerere de extradare din partea statului român. Și... Un și, proces de la poți să lălăi cât vrei tu. Și unde nu am mai urmărit evoluția personajului până acum, când am observat că l-au lovit în onoare. La vreo lună după ce a fost prins cu acte false, meseria lui în Serbia era de consilier al președintelui. Mie mi se pare ciudat, mie mi se pare mutarea asta de OG la modul fug din țară, că am mai avut Alina Bica, așa, sau dacă au fugit din țară, au fugit în Costa Rica. Omul meu s-a dus în curtea aia. Sebastian Ghiță poate să stea pe malul Dunării, în Serbia, acolo, și doar să arate muie la România. Omul este extrem de capabil, este poate printre cei mai capabili, am putea să-i numim mafios politici, cum vrei să-i numești, printre cei mai capabili din istoria României, adică la nivel de vântul lejer, dacă nu peste. A ales o țară unde, din câte am înțeles, cu sârbii te înțelegi, frate. Adică cu sârbii te duci, bă, am făcut nasoală la mine în țară. Dacă... Ok, cât e ca să stau la voi? 20 de milioane. Bine, ia banul. Și bine, chiar, ia statut. Și aia chiar te țin. Dacă asculta Andrew Tate podcastul ăsta acum o lună, îi făceai viața, îi făceai Crăciunul. România, aia nu și-au făcut temele. Se vede că au fușerit-o, că aia sigur s-au uitat pe hartă. Unde-s, bă, femei frumoase și legi cam așa și așa și se fac multe manțocării? În România. Doar că nu s-au uitat să vadă că în România sunt 100.000 de cadre active în serviciile în serviciile secrete. Atâta sunt. Deci în România, raportat număr de cetățeni și oameni angrenați în sisteme de informații, SRI, SIE, toate astea, proporția este, adică singurii peste noi erau evrei din Israel și câteva state de astea. Trecând peste asta, altă șmecherie cu România este de ceva vreme și nu poți face abstracție de asta, este statutul de țară UE totuși. Și când mai sunt genul ăsta de dosare, să cam face și presiune. Să mulțumesc lui Dumnezeu că există UE și că suntem în UE de să și mai statutul întâmplă niște de colonie care mi se pare ok. Adică aș prefera să fiu o colonie UE decât Mad Max cu mafioții. Adică și clar multe din chestiile astea, adică omul ăsta chiar avea putere, influență, oameni care îl susțineau și din servicii și din... Adică asta e foarte clar, dar la un moment dat, și chestia asta e foarte bună, cred că mai vin și niște telefoane de pe afară și spun, bă, cu ăla gata. Gata cu ăla, opriți-vă că destabilizează niște lucruri. Da. Omul tocmai a cumpărat județul Covasna. Și a făcut grădină zoologică de unguri. Cu familia Hrebenciuc atunci, știi? Bă, vedeți că cumpără 30% din pădurile voastre. Sunteți nebuni? Faceți ceva, că semnează actele joi. Și dovada că e capabil este că a reușit să fugă din țară până la urmă. A reușit că să și fugă și s-a înțeles clar cu ea. Acum câteva luni când Udrea a încercat să fugă, a prins-o la câteva ore după în nu Bulgaria, mai ceea ce masoneria corectă. Nu mai e și mâncătorie și acolo și nu se mai pleci și cum ți-o planifici. Bă, în principiu eu dacă aș începe să fac mafioțel nasoare. Asta pare că a făcut-o ad hoc, în sensul că adică a fost la party, a simțit așa o răceală din partea oamenilor și a zis ok, băi, time to go. L-a făcut, l-a pus în aplicare, cred, atunci. Dar oricum urma, n-a fost ad hoc, clar că urma să primească condamnare în câteva zile. Adică era clară treaba. Dar eu dacă aș fi mafiot, eu clar mi-aș face din secunda primei ilegalități făcute, aș avea și planul să fug undeva. Da. Și uite, Mazăre a încercat să se ducă în Zanzibar, l-au luat din Zanzibar. Madagascar ceva, da. Boss, nu te duci în țări de-astea, că acolo nici nu știi, oricum vorbești cu unui președinte, în câteva ore e altul președinte. Știi ce zic, deci așa e acolo. Acolo te negociază ea pe mărgele. Bă, nu sunt poate rasist, dar vorba vine în sensul care alea sunt niște țări super sub influența unor state, în cazul de față Zanzibar, da, nu știu cu cine. Stabilitate politică mare, ca și nu e predictibil nimic. Da, e cu bulină roșie. Și alea care sunt cât de cât stabil. Oricum aparțin de o Franță, de o Anglie, de o daia. Și dacă sună ăla de la Angliei sau ăla al Franței la Zanzibar și zic, bă, ăla dați-l afară, scoateți-l afară din țară. Mai în glumă, mai în serios, statutul ăsta de colonie UE, care și mie îmi convine, fie vorba într-o, că atâta se poate în momentul ăsta cu ce avem, lucrăm cu materialul clientului.
bă, este cel mai ok statut pe care putem să-l avem noi acum din punct de vedere politic la nivel extern. În momentul ăsta cu ăștia, cu Mirică, cu mine, cu ăsta, cu ăștia care suntem noi. Ăsta atâta se poate. Cu care mai e restul de 20 de milioane? Care mai sunt? Ăștia suntem. Oricum și știu că, okay. Știu că îmbunătățirea asta apare în incremente mici. Dacă o trăiești, exact ca la aia, că dacă vezi pe cineva în fiecare zi, pare că nu s-au schimbat multe chestii. Da. Dar dacă te uiți, de exemplu, în urmă, acum 20 de ani, cum era, nu știu, în 2003 în România versus cum e acum, bă, niște lucruri sunt oarecum diferite, adică niște oameni au mai fost diferite în răspundere bine. Pentru ce au făcut, nivelul de trai a mai crescut destul de bine, măcar în mediul urban, s-au mai dezvoltat niște orașe, adică s-au întâmplat niște chestii. Dacă văd acum vreo remarcă de genul, da, sunteți cretin cu ei al vostru și cu nu știu ce. Este foarte ciudat că vine remarca asta din partea unor oameni care au și vorba s-a furat, dar s-a și făcut. S-a furat sau s-a și făcut? Sau... Și UE n-a prea furat. A, că monopolizează, că trece într-o anumită direcție, că trebuie la un moment dat să te arierezi unei politici globale. Bă, cam asta e meteahna cumetriilor. Și... Pe de altă parte, logic vorbind, dintre toate cumetriile, asta cu UE mi se pare cea mai corectă. Și în continuare zic, și tu dure de părere că am vorbit de multe ori chestia asta cu el, motivul pentru care România nu e ca Albania în pula mea este fix UE. Este UE și da. Este că cineva, apropo de neîncrederea, că cu siguranță au fost abuzuri, cu siguranță au fost folosiți în scop politic, cu siguranță, dar asta e peste tot, la nivel de servicii. Dar cu siguranță, motivul pentru care, de exemplu, dacă îți deschizi, nu știu, o șaurmerie la romană, nu vine unul dintr-un clan și își cere taxă de protecție, nu e că s-a ocupat poliția de aia. S-a ocupat băieții aia de care le e chiar frică mafioților. Pentru că cu orice, dacă îi contact cu oricine sau dacă îi auzi măcar de lumea interlopă din România, lucru de ce... De care e cel mai mare frică, sunt fix serviciile. Da. Nu ne e frică de poliție, că pe ăla îl mituiești, îl știe, sectoristul care e acolo, are familie acolo, nu știu ce. Bă, dacă îmi vine mașina aia cu număr random, vin alea trei mașini și dispare un văr sau un frate sau un prieten sau așa și după aia se întoarce și ori traumatizare, ori știi, sau când vine aia la tine acasă. Nu vrea să vorbească, că am văzut eu, adică știu exact caz la prima mână, nu vreau să vorbesc. Adică, bă, zi, bă, exact ce mie meseria asta... Nu, și tremura așa în duș rece. Zona de servicii secrete și așa mi se pare o meserie super ingrată pentru că sunt convins că sunt și oameni efectiv patrioți acolo care își fac treaba. Și da. Care țin stabilitate în țara asta și lumea înjură că sunt securiști. Adică o văd cumva așa, așa. Sigur, abuzuri s-au făcut clar, au deservit politicul, deci sigur s-au făcut. Poziționarea asta acum pe care o are Tudorică și cu care cumva sunt de acord, e nu neapărat dacă e imparțială, dar e... Adică adevărul e pe undeva pe la mijloc. Bă, eu sunt imparțial în sensul în care n-am avut niciodată rude în zona asta. N-am fost niciodată nici eu, nici din rudele mele implicați politic în nimic. Adică n-am nicio miză. Dar o gândesc și eu logic. Că controlul în țări se ține prin informație. E logic. Iar aia care, dacă lucrurile merg mai bine într-o țară și merge spre direcția care trebuie, înseamnă că oamenii care au ținut controlul ăsta prin informații și-au făcut treaba. Și mai e chestia asta, în România m-am săturat foarte, foarte rău de poziția asta cu politica, că toți sunt o apă și un pământ și ar trebui să dărâmăm tot. Și să punem ce loc în pula aia, să fie Mad Max? Ce vrei, să blochezi o stradă din Pipera și să recurgi la homosexualitate ca în episodul 3 din The Last of Us? Așa. Cam legat-o și cu The Last of Us. Nu știu dacă știi. N-am văzut. Bă, serialul e foarte bun, ca să o lămurim. Băi, fii atent, hai să descriu așa, care e problema. Deci, este un cel mai bun serial cu zombie poate de până acum, care descrie foarte logic și e singurul care descrie logic o epidemie zombie. Este mai există un serial care are o abordare științifică asupra fenomenului de genul ăsta, dar acolo este asupra vampirismului. Așa, ăsta e cu zombie, ciuperca cordyceps care există în realitate, care deturnează furnica, știi aia, nu? Ok, nu, dar e o ciupercă care zombifică furnica, adică furnica ia sporul, ciuperca începe să crească în furnică, în creierul furnicii și modifică comportamentul la nivelul în care o bagă în cuib ca să răspundească sporii fără caterincă.
Deci chestia asta chiar există. Și o controlează. Și în serialul ăsta efectiv aia suferă o mutație, chiar Cordycepsul suferă o mutație și se răspundește la oameni. Mm-hmm. Și oamenii devin zombificați pentru că e metoda ciupercii de a se răspunde și a logic normal. Exact. Da. Noi avem explicație științifică. Da. E haos mare pentru că la ciuperci nu există nici vaccin, adică nu există în general pentru chestiile asociate cu infecții fungice și așa, cu vaccinurile cu astea nu poți să uiți, adică nu există rezolvare. Maxim beșamel. Și e povestea unora în viitorul ăsta post-apocaliptic, dar post-apocaliptic realist, în sensul în care personaje principale mor, te se chinuie, sunt bagiocoriți, se întâmplă. Da, nu e așa. Din punctul ăsta de vedere, are un pic o clasă sau două peste Walking Dead. Trebuie să recunosc. Da, e oricum e alt setup. Ei, și primul episod îți descrie personajele principale, de unde vin și care e cu origin story-ul. Al doilea încep quest-ul cumva. Bă, și episodul 3, frate, care este zi, stai să vedem cum descrie Denis. Stai. Deci, criticul de film Denis. Episodul 3 a fost o reclamă sponsorizată de LGBT, efectiv. Așa și? Băi, asta, uite, asta e părerea unui om care se uită la serial că a fost sponsorizat de LGBT. Bă, nici măcar, adică nici măcar asta nu mi s-a părut. Adică ce se întâmplă în episodul 3? În episodul 3 începe acțiunea cu personajele principale pe care le arată fix 5 minute, după care timp de 40 de minute, cât e aproape restul serialului, sau 50 de minute, este descrisă viața unui individ extrem de descurcăreț, de la survivalist, de la care se descurca singur la modul, se ducea la centrala de apă din oraș și își dădea singur drumul la apă, își blocase strada, mânca ce vroia el, își creștea, deci era cel mai descurcăreț om apocaliptic. Da. Clar, autonom. Chestie care iarăși cumva în contrapunct cu restul, că restul trăiesc foarte, foarte prost, adică la clar e peste toată lumea, e, ok, e acest Superman al așa. Într-o zi trece unul prin perimetrul lui, îl prinde într-o groapă, nu e infectat, îl ia în casă, se dovedește că sunt amândoi gay și după aia, prin salturi în timp, arată viața lor împreună în mediul ăsta apocaliptic ca un cuplu homosexual. Poveste care e făcută foarte mișto. Deci e foarte mișto. Nimic în neregulă până aici. Este o poveste de dragoste foarte mișto între doi indivizi întâmplători din același sex într-un mediu apocaliptic și felul în care relaționează unul cu altul și tratează problemele. Și cum dragostea supraviețuiește chiar și în problema cele mai vitre cefundiți. Exact, nu are nicio legătură cu restul. Problema e că eu nu asta îmi vindei. Este efectiv, adică eu m-am dus la piață și să-mi dai mere. Și e ca și când mi-ai pus mere deasupra, adică serial post-apocaliptic de acțiune, și de desubt mi-ai pus castraveți, care-s mișto, îmi plac castraveții. Bă, povestea în sine e foarte mișto. Dacă o vezi doar pe aia, are sens să o vezi doar pe aia. Așa. În contextul serialului, n-are sens. Asta este problema. N-are sens. Pusă cu mâna. Adică de ce n-ar avea sens? Băi, n-are sens pentru că... Cu ce contribuie în primul la... În primul rând, nu are sens ca moment. Adică, ca moment însemnând episodul 3. Adică, mi-ai creat setting-ul, mi-ai creat personajele și au început quest-ul și efectiv înfrânezi povestea ca să bage cu niște... alți oameni. Cu alți oameni și cu... Eu nu mă arunc să judec, că e posibil, acum până când nu vedem tot serialul, e posibil mai încolo să încheie povestea. Bă, dar maniera atât de brutală în care... Păi ce să mai încheie povestea, că au murit. Mor aia. Mai e încă o chestie. Prima dată când ei au ajuns, el cu Tess, parcă o chema, nu? Așa. Deci, doar să ne gândim la început, el avea copil deja. După aia au trecut câțiva ani, s-a dus cu Tess acolo. La ei au trecut vreo 30 de ani, au murit, au îmbătrânit. Și el când a ajuns să ia mașina, era așa, pe la un 50 de ani. A îmbătrânit mai frumos el și era mai tânăr. El era mai tânăr inițial. Păi da, dar cât de tânăr putea să fie încât avea un copil de vreo 15 ani? Păi da, T0 de la care se pleacă, era deja diferență de între 15-20 de ani între Joel și ăia. Da, dar au trecut 30 de ani timp în care au murit și el când a ajuns acolo nu avea... Păi muriseră destul de recent, cred. Păi da, tot nu se explică timpul. În fine, ideea de bază e că și dacă era o poveste într-un bărbat și o femeie, dacă tu începi un serial, mai ales pe zombie survival, unde trebuie să mai ales persoane, dacă tu îmi bagi asta în episodul 3 și începi să vorbești despre altceva, uite, ca și când am vorbit despre Ghiță și Bruce vorbim despre trebuie să repopulezi planeta, bro. Când ești ultima acolo, trebuie să repopulezi planeta, chiar cu sex homosexual. Trebuie să încerci. N-ai nevoie să știi, nu poți să... A, plus că mai e de datoria ta.
Era singura problemă la nivel dracu de poveste. Dracu știe ce mutații sunt mai exact. Și plus că pe mine, eu trebuie să zic și asta cinstit, pe mine chiar m-a emoționat povestea lor, să-mi bat pula. Deci chiar la un moment dat mi se umeziseră ochii și dar mă simțeam cumva, știi, mă simțeam trișat, nu că erau homosexuali și eu nu sunt homosexual. Nu, pentru că eu efectiv vreau să mă uit la poveste cu zombii și acum mă emoționez. Da, mă. O poveste de dragoste, adică pe bune. Mă scuzați că fac această paranteză și paralel. E cam, e băgată cam ca pula în cur, e băgată povestea, e fără... Ce drăguț. Da, ne. Foarte drăguț. S-a în contextul în care n-am nicio problemă cu asta. Bă, dar să servească scopului ăla mare în pula mea. Așa și mai e o problemă la nivel de ciudat. Poveste de dragoste. Este că relația în care... E un parcurs de 20-30 de ani, nu știu cât e. 20 de ani, adică 20 de ani de, la, de când izbucnește virusul. Bine, nici nu prea merge să-ți bă, dai meci. Relația asta, bă, este prezentată într-o lumină, nu într-o lumină pozitivă. Nu arată cumva momentele grele, adică pare că totul a fost extraordinar non-stop. Ceea ce e greu și non-apocaliptic să se întâmple. E ca începutul de la Up, de la filmul animat. Și e posibil ca subtextul să fie că apocalipsa, câtă vreme există un dușman comun care e mult mai mare decât orice altceva, face abstracție de căcaturi și chiar te bucuri de viață și carpe diem și pula mea, că poți să înțeleg și subtextul ăsta. Și nu uitați că și-au dat suicide, adică... Deci au dat sub bine, suicide că unul avea cancer și celălalt era bătrân și era blagit și a zis că dacă tot se sinucide la cu cancer, se sinucide și el odată cu el. Mm-hmm. Frumos. Ok, Romeo, Julieta, uite, twist, post-apocaliptic. Ce poate fi mai romantic decât să te sinucizi împreună? Bă, nu cred că există, nu există dovadă, nu există dovadă de asta. Mai zice gagica mea, te iubesc. Pula mea, atunci hai să ne punem tragul de gât dacă mă iubești. Hai, arată-mi, hai să facem. Că așa pot să zic și eu din gură. În fine, fiecare cu... Cum își manifestă dragostea aia. Adică tu ești genul... Bine. Tu ești genul ăla de om care dacă ar muri, ca egiptenii te îngropa cu tot, cu nevasta vie, cu toate chestiile vii de pe lângă tine? Tot. Cu PlayStation? Cu planta, da, cu ghiveciul așa în mână. Ca... Mi se pare că așa... Ăilalți au o miză mai mare să aibă grijă de tine, știi? Că știu că dacă te duci tu primul, o beli pula, știi? Când știi că te bagă în mormânt odată cu el, bă, îi mai faci un sandwich, îi aduci un ceai, faci orice să mor tu înaintea lui. Îi mai rup un paracetamol din când în când și ce zic. Mai aduce aminte să nu mai pună sare chiar atât de mult. Dar asta zic, adică uite, nu pretind, că nu sunt genul de cârnat... Deși sunt genul de cârnat care să pretindă că știe să facă lucrurile mai bine ca și aniștii de la HBO, asta e o prostie. Dar, de exemplu, dacă povestea asta cumva era introdusă treptat sau era treptat în sensul în care să am timp să mă obișnuiesc cu personajele, să devină parte din film. Încă mă gândesc la comparația ta cu Pulancur și dacă zice trebuie introdus. Trebuie introdus treptat. Trebuie acum numai la asta mă gândesc, iar. Bă, problema cu Pulancur e odată adus în discuție, numai la asta te gândești. Da. Gândi un pic povestea, o mâncă-i pe cap. Știi ce zic? Și dacă era un bărbat și o femeie, tot același lucru era, aceeași problemă o aveam. Dacă era un bromance, băs, cu niște oameni care n-aveau nicio legătură cu personajele principale, decât tangențial, tot mă deranja. N-are niciun sens. Are sens în ideea în care dragostea adevărată, cumva o faci tu, o trăiești tu, indiferent de ce se întâmplă în jurul într-un tău. Într-un serial asta cu zombi, boss. Poate să fie exemplificat și într-un serial cu zombi, dar când efectiv, în mod vădit, tu faci, ok, ăsta e serialul și acum paranteză, vreau să vă zic chestia asta și te ridici, vreau să vă zic chestia asta și despre... Ar trebui să dăm un disclaimer că băgăm spoiler, heavy spoilers. Da, sunt trei episoade. Da, mă, sunt trei episoade, dar tocmai că sunt trei episoade, că dacă era un serial de cu 20 de ani care s-a terminat de mult, mai puteai, vorbind de Sopranos și de sfârșitul de la Sopranos, acum are sens. Bă, una peste alta mișto, care... adică povestea în sine ok, tot ok, doar că a rupt tot filmul. Nu am văzut niciun sens, dar trecând peste asta... A rupt ața. Mi se pare foarte bun serialul ăsta. Păi știi cum a fost încă. Asta? A fost, hai să vă arăt cum a făcut rost de o mașină când au găsit baterie. Și ți arată de când s-a născut unul până la final un episod. Efectiv asta a fost. Da. Să asta. Nu mai zic că ăla nu avea încredere în el, dar totuși știa codul de la poartă, știa unde zminele, a fost odată. Păi nu că câștigase încrederea între timp. Da. Hai să vedem mai departe.
Uite, și tu, Mirica, trebuie să ne câștigi încrederea. A? Adică... Bine, hai că te spăl pe spate. Îți dau cu fuda. Bă, asta e în primul rând titlu. De ce nu sunt românii ca danezii? Bă, asta e, întrebarea asta e la nivelul cine ar câștiga dacă s-ar bate daci cu samurai. De ce nu sunt românii mai danezi? De ce nu sunt românii mai danezi? Ăsta trebuie să fie titlu. De ce nu sunt românii mai danezi? Ăsta, chiar ăsta e, notați-l că ăsta e, fără Caterinca. Ce prost ești, Mirica, să-mi pula. Și aici, deci sunt niște informații despre când își ia lumea job. Româncii la 25 față de media de 26 din UE, iar bărbații la 23, cu un an mai târziu decât bărbatul din UE. Ia. În primul rând, e un studiu românesc. Adică băiatul care, sau omul care a scris articolul, trebuia să fie mai ca danezi. Băi, nu ești, că date Eurostat. Eurostatul ăsta are legătură cu termostatul? Cred că da, cred că sunt veri. Termostat și Eurostat. Mi-am pus și eu un Eurostat. Hai să-i dăm mai jos. Să-mi bag pula. Ba, dar pe mine mă listează maxim. O să râd până diseară pe drât de asta și când adorm. Eurostat, termostat. O să mă culc și timp ce adorm diseară. Eurostat, termostat. Așa o să mă. Așa. Austriecele se angajează la 20 de ani și bărbații la 19. Femeile croate la 26. Femeile... Bă, crezi că e o corelare directă între statutul social al pătrului de mijloc din statele în care se presupune că lumea o duce bine și statele în care nivelul de trai e mai precar? Cu alte cuvinte, ăștia care sunt bogați, credeți că e vreo corelație cu țările astea, cu... Rewind. Credeți că există o corelație între... Sau corelare. Sau corelare. Corelație. Între vârsta angajării tinerilor într-un stat care merge bine din punct de vedere economic. Așa. Comparativ cu state în care lucrurile nu merg atât de bine? Ar putea fi. Că poți să iei, adică dacă tinerii muncesc de la 18-19 ani, uite-te la China. De ce este China cea mai mare putere economică? Pentru că au forță de muncă tânără. Bă, da, cumva are sens asta cu China, putere economică. E clar o putere economică, dar acolo mi se pare că discuția e cu totul altă. Noi vorbim de un cadru perfect democratic acum. Și perfect democratic. Pune copilul la muncă. Why not? Să câștigem un ban. Gândește, dacă încep copiii, cetățenii țării, să muncească de la vârsta de 7 ani, păi așa tu te pensionezi la 33. Păi te dori în pulă. Bine, dacă încep să muncești la 7 ani, oricum mor la 29. Deci nu mai trebuie pensie. Asta e... Beleaua este că tinerii care s-apucă să muncească de tineri... Dă mai jos un pic. Vreau să văd dacă există și o corelație între angajatul de foarte timpuriu și studii. Câți din ăștia care se angajează merg și la studii universitare? Că e foarte important și asta, că poate să-ți dăuneze pe termen lung. Băi, în Uniunea Europeană, în medie, femeile trăiesc cu 10 ani mai mult ca noi, mai mult de 10 ani mai mult. E mult. E o diferență mare, enorm de mare. Bine, asta dacă nu te îngrop cu ele, dar... Dar de ce? De ce mor femeile atât de târziu? Bă, o explicație. Wow, Mirica. O explicație. Eu am o explicație. Media UE a fost de... Dar cum o dracu diferență? A, nu, am citit eu greșit, că e scrisul mic. Nu, sunt 5-6 ani diferență. 5-6 ani. 5,6 ani. 5,6 ani. O explicație ar fi că femeile își manifestă emoțiile mai sincer și mai des decât bărbații, și bărbații sunt obligați să le țină în ei și mor de inimă, de cancere, de chestii astea, din cauza faptului că nu exteriorizează ceea ce simt. Ulcere și tot așa. Da, cumva pot. Că din cauza caracterului introvert al bărbaților e posibil să... Meseriile alese de bărbați presupun o uzură fizică mai mare decât meseriile alese de femei. Sau poate sunt mai riscante. Exact. La modul, da, nu prea aveți femei care se urcă pe stâlp de înaltă tensiune să schimbe fire acolo. Cum zicea și Bill Burr, zicea că e peste tot pe net materialul ăsta.
era el invitat undeva și zicea, bă, mă uit la Oprah și sunt o grămadă de femei care zic, bă, cea mai grea meserie din lume e meseria de să mamă. Fii mamă, da. Bă, zi-l ăla care stă pe platforma petrolieră, ești nebun, care ia foc. Care sapă în pământ acolo. La... Și care sapă în pământ. Bă, bă, ce? Lasă, hai să ne ducem până pe platforma petrolieră, da? Eram în Oradea cu Babuia și ne plimbam pe acolo și erau aia, bă, săpau pământ înghețat în pula mea să facă pasajul ăla. Și stăteam și mă gândeam să-mi bag pula. De ăștia de ce nu știe mă nimeni nimica că sapă pe frigul ăsta în pământ înghețat? Era și un frig de nu mai știe de tine. Dar asta vară, asta toamnă, asta iarnă s-a scandalizat lumea că au murit aia pe șantiere în Qatar. Ceea ce e o tragedie foarte nasoală. Dar tot așa este condițiile de muncă care spun în pericol viață. Bă, da, pe frig să stai să sap pământul ăla înghețat pe frig așa, oare se prinde bine, mă gândesc și eu. Că nu poți să mă gândești la muncitorii aia. Pă bune, serios acum. Bă, dar roboți când? Adică, pă bune. Nu sunt niște chestii care întârzie cam mult, adică... Care va sta cu roboții? Păi n-ar trebui să sape un robot pământul înghețat? Să sape ce pula mea, bă, că apropo de chestii care întârzie foarte mult, hai să dăm, să dăm pe discuția despre autostrăzi. Trebuie să mai aibă și la ce să sape. Că eu ți-aduc robot. Eu ți-aduc robot acum. Vrei să mă ți-aduc robot? Ți-aduc robot. La ce îl pui la treabă? Mașini zburătoare. Și ai rezolvat-o. Mașini zburătoare oricum. Dacă mai amână mult asta cu autostrăzile, nu mai e nevoie oricum. Adică... Da. De asta, să gândim în viitor. Ne, deja ne făcând nimic, ne stabilim infrastructura pentru 2050. Exact. Aer stă perfect. Adică avem un aer, mai ales pe la munte, pe acolo. Îți dai seama, peste 50 de ani o să zboare nemții cu mașinile, să uite, uite cât autostrăzi care le-a făcut degeaba. S-au muncit degeaba la ele. Exact. Bă, muncește, trebuie să muncești cu cap, nu trebuie să muncești mult. Și eu cred că atunci nu o să zică, mamă, am văzut să-mi bap la aer ca în Germania. Da, da, de să ducă aia pe autobanul din... 4 benzi de oxigen erau așa, uite, așa era. Și una de urgență. Bă, nu mi se pare totuși o diferență, ia dă mai sus un pic, Denis, aia, comparație cu România. Nu mi se pare totuși o diferență atât de mare, adică... că în UE se începe la 23 și în România la 25. Bă, voi la câți am vrut? Nu e ca și când încep la 23 nu e și românii încep la 49, știi? Adică nu e ceva așa... Nu e, mă, nu e nimic scandalos, de fapt. Da. Deci, în general, femeile se angajează la 25 de ani. Pe de altă parte, este destul de relevant pentru un state of mind colectiv. Și asta ține de educația moral-civică de care tot vorbesc eu. Care, adică dacă pleci din școală cu gândul inoculat că trebuie să-ți faci un rost în viață, să pui în pula mea mâna pe muncă. Pe de altă parte, uite, la englezi aveam un prieten care spunea că înainte să se angajeze își ia un an sau doi și era după facultate în care se ducea să plimbe prin lume. Ca să se ducă în câmpul muncii om umblat. Ăla chiar literalmente luase vorba, e bine să fie om umblat. Termină facultatea, umblă vreo 2-3 ani să plimbă pe fața pământului. Păi și cu banii cum faci? Din hostel în hostel, să descurca. Băi, asta... Cum, că nu poți să stai asta la... Asta mi se pare foarte, foarte suspectă premiza asta, știi? Care de așa asta fi nomad prim, așa, da. În jurul, în jurul lumii. Și cu ce te descurci? E, mă descurc. Spune așa, cum? Dai în cap la lume? Cum te descurci? Lucrezi joburi, dar cât să lucrezi? Adică... Că n-are sens, adică că nu poți să lucrezi, nu știu, să speli vase 2 săptămâni ca să călătorești 2 săptămâni. Conversia nu, păi, nu cred că e așa. La un moment dat am fost în... eram în Constanța, aveam un show și la barul din... Ai călătorit în Constanța. Am călătorit în Constanța și era fix acolo, între facultate și job. Și, anyway, am fost în Constanța și la barul ăla era un tip din Japonia... care plecase, vezi, doamne, cu bicicleta, asta era chestia lui, voia să ajungă în Grecia. Plecase din Asia și se oprise în... S-a necat plecase, cam la mal, așa, la Constanța. Din Japonia? Da. Ce? Din Japonia, ai zis? Da, așa am înțeles, poate a fost o legendă sau ceva, că n-am... Dar a ratat Grecia, nu? Adică nu trebuia să fie Grecia și după la aia asta România? Mă gândeam și eu. Cum, mă, Grecia și după aia România? Păi ia din Japonia, ia o gândesc. Ia deschide o hartă. Ia bagă, bă, planning. Păi, adică cum crezi că a venit? Adică pe unde... care a fost ruta lui? Crezi că a venit pe Middle East, așa, a luat-o prin Turcia și a trecut... Asta. Așa.
Deci, avem Japonia, dă-i mai larg, Denis. Dă-i acolo, la... Japonia, uite, unde răsare, acolo. Răsare păi, soarele. Nu, mai larg, dă-i zoom out. Așa. Deci Japonia este cu verde închis acolo lângă Pacific și Coreea de Nord, Coreea de Sud. Bam. Da. Păi și nu-i simplu, traversezi în China și după aceea e China, Kazakhstan, Rusia, da? Ucraina. Așa. Da, mă, trebuie să treci prin... Trebuie să treci prin România. Sau poți să iei pe jos, a luat-o pe sus. A luat-o pe sus. Asta e, a luat-o pe sus în loc să o ia pe jos. Probabil, nu știu. Dar e mult mai... Pe unde e mai greu, pe sus sau pe jos? Deci pe sus ai, bine, Coreea de Nord o sare oricum. Ai Rusia, Mongolia, China, Kazakhstan, Belarus, Ucraina, sigur e mai rău pe sus. Și pe jos ai... Nici pe jos, ai Iran, ai Turkmenistan, numai stanuri din astea, Uzbekistan. Iran, Siria, mă rog, hai să zicem că pe acolo nu. Bă, stanurile astea te descurci, când pe acolo, pe la Siria e nasol. Pakistan? Dar poți să sari direct Iran, Turcia. Oricum nu e ușor. Nu, dar cine știe, poate a luat-o invers, poate s-a dus în dreapta, a traversat Pacificul cu bicicleta. Ce trec neapucat pe noi acum? Așa, și ce anyway, asta era chestia, că omul meu a venit, acum era, stătea temporar în Constanța, a s-a dus la barul ăsta. Tempura. Așa? Și patronul de acolo i-a dat ia jobul ăsta, spală vase, chestii. Îi dăduse și un loc cazare undeva. Și el în drumul lui călătorind s-a oprit în Constanța, a spălat 2, 3, 4 săptămâni vase în Constanța, a făcut rost de bani să trăiască, apoi a plecat mai departe. A, deci adică, așa faci. Cam așa o văd. Te duci, na, faci joburi de care nu-ți pasă, dar astea așa minore, că nu te duci să faci bani. Adică te duci, trebuie să faci banii necesar să supraviețuiești, gen să-ți iei ceva de mâncare, ceva de băut și un pic de cocaină, dacă se cere de cale. Mie mi se pare disturbing că totuși ăla e un interviu dat de Crăciun la Trinitas TV. Dar nu e... Da. Deci este, cred că au făcut timp foarte aia de pe Trinitas. Dar cine a zis? Către Becali. Ce a zis? Ce nu? Nu mai știu de la ce a pornit, dar de cum îți faci viața de sărbători. Cred că trebuie bani. În principiu, cred că vorbea despre fotbaliștii neserioși. Mm-hmm, da. O familie cu fete, cluburi, băutură, țaca-paca, alea. Și un pic de cocaină. Ca să dea așa plăcere vieții. Dar are el gestul ăsta. Și un pic de cocaină. Bă, da, și Mirica zice și că doamne, îți faci, e niște joburi de care nu-ți pasă foarte tare. Pune niște joburi care nu le pasă foarte tare de tine, că nu e ca și când poți să te duci, mă opresc acolo, sunt broker, după care sunt chirurg, trei săptămâni în Laos, după care mă duc la Măgurele, studiez fizica cuantică. Exact, adică faci ce găsești. Bă, nu crezi eu vreo 3-4 zile pe la Hardon Collider pe aici să plătesc niște Hardon Collider sunt la nume de titlu gay pornografic. Da, să studiază oamenii ce se întâmplă că se întâlnesc două erecții la viteze foarte mare. Hardon Collider. Ce se întâmplă? Ascult sub H2 sau ceva. Nume bun de periculă homosexuală. Nu știu alte nume de pericolă homosexuală, de asta mi se de pare... De ce? Bă. De film? Film porno gay. Voi știți un titlu și aveți un nume de film porno gay? Băi, nu știu niciun titlu de film. Da, nicio, doar... Păi bun, chiar nu știu. Eu și Mirica nu știm titlul, pentru chiar că nu urmărim nici separat, nici împreună. Deloc, și nu e ca ce cum am DVD-uri acasă ce puse pe... Dorenț. Da, în ordine alfabetică. Nu știm. De ce ne-ai întrebat? Da, fix pe noi. Care nu știm. Așa ceva. Întreabă-i pe aia din Last of Us. Pe homosexuali aia, nu pe noi. Ne întreb pe noi, da, care sunt că debordez ciorani. Sunt niște băieți cinstiți din Țădărei și ciorani. Normal, cu frica lui Dumnezeu. Eu sunt dus la biserică. Uite, homosexualitatea. De la homosexualitatea. Homosexualitatea nu este o infracțiune. Papa Francis cere toleranță pentru comunitatea gay. Mâncați-a și pula ta, deci homosexualitatea nu este o infracțiune. Dar nu Denis nu este fată. Cerul nu, este albastru. Nu că e vagabond. E vagabond papa asta, să vă zic de ce. E vagabond pentru că zice homosexualitatea nu este o infracțiune. Nu zice că nu-i păcat.
Nu este asta, o infracțiune. Exact. Poate și traducerea, dar vis-a-vis de infracțiune n-a zis nimic concret. Hai să vedem. Adică singurul loc în care el poate să determine ce este și ce nu este o infracțiune este în Vatican. Atâta din punct de vedere al legiferării. Am înțeles și văd capcana... Înțelegi? De nomenclatură, da, pe care ne-a întins-o papa, care e vagabond. Da. Pe de altă parte, cred că foarte fer ar fi să vedem exact citatul care e, că e posibil să los fie... Los homosexualos no son pa infractores. Amin. Ce dracu a zis? Nu e suna marica. Caută și tu, nu știu, papa homosexuală nu este o infracțiune în original. Nu știu, cum căutăm așa ceva? Nici nu știu cum să cauți așa ceva. Hai să vedem. Deci, cine sunt eu să judec, spunea în 2013 suveranul pontif. Bă, asta ne întrebăm și noi. Păi ești papă, boss, ești deci, liderul bisericii catolice. Asta cu infracțiune. Ești cineva, poți să... Ești cineva, da. Lasă vrăjeala, așa. Când a fost întrebat în legătură cu homosexualii catolici, a scut timp după ce a devenit papă. Bă, problema este că oricât de liberal ai fi tu strict personal, strict ca om, așa. Așa. Omul din spatele papei, ca zic așa. Așa. Băi, când intri și când ai o poziție de asta de responsabilitate, la un moment dat, biserica aia, îmi pare rău, așa e. Funcționează după o dogmă, după o doctrină. Da. Doctrina aia poate să fie adaptată, dar nu poate să fie eliminată. Așa. De unde el întinde și capcanele astea de logică, în sensul în care vrea să își exprime foarte clar și frust și convingerile personale, dar și limitările funcției. Adică e destul de ingrată situația asta, pentru că dacă poziția bisericii este una și tu ești liderul bisericii catolice, bă, hai să înțelegem poziția. De ce pare că e norul ăsta de ambiguitate cumva dacă stai să te uiți un pic mai politician atent. Până la urmă. E un politician. Este. Trebuie să împartezi și până și asta este un discurs de politician, la modul, hai să zic ceva, dar în termeni care nu pot fi înțeleși clar. Dar oricum, progresul este determinat de faptul că acum 20 de ani, dacă era Ioan Paul, care oricum a fost super iubit și așa mai departe, dacă spunea chestia asta, era prăpăd oricum, adică, dar nici n-ar fi spus niciodată chestia asta. Adică, clar, lucrurile au evoluat și eu... Poate ăsta, acest progresist ăsta, înaintea evoluției bisericii proprii, dar că ăștia au studii, mă, cam politică, ăștia știu, bă, exact, ăștia au metadate, mă, sigur, e unul care le bagă într-un calculator, ăștia se uită la Excel-uri, sunteți nebuni, eu sunt convins de asta, la ce instituție e Biserica Catolică, sigur vine unul cu o prezentare, le arată pe categorii de vârstă, au pe segmente, din astea, da. Clar, și când deschide gura, la știe exact ce deschide gura, sunt mai bine pregătiți ca politicienii. Deci a spus chestia asta știind clar câți din ăia habotnici o să piardă, câți din ăștia progresiști homosexuali o să câștige. S-a făcut matematica, exact. S-a dat cu plus pe segmentul de progresiști homosexuali, da. Probabil de asta a fost discursul. Ok, aici sunt de acord. Pe de altă parte, crede-mă că față de rigiditatea pe care o presupune partea asta canonică, exact cum spuneam, asta de doctrină și... E o chestie... Nu că am studiat-o, am tot citit despre treaba asta. Pe cât de rigidă presupune partea asta a doctrinei și a dogmei bisericii, chiar și a bisericii catolice care se mărite Dumnezeu, e mult mai luminată decât asta a noastră. Hai să o dăm și pe aia corectă. Și cumva răspunde mult mai bine necesităților spirituale pe care le are un om în 2023. Actuale, da. Biserica catolică comparativ cu biserica ortodoxă. Eu mă uit un pic cu invidie și cu jind așa la biserica catolică, vorbesc serios, eu fiind creștin ortodox, practicant. Contrar poziționării slab mele. Slab practicant. Slab practicant, și contrar poziționării mele sentimentale față de tine, Mirica. Dar, pe care aici, na, e incriminat, n-ai ce să faci. Da, asta e dacă homosexualitatea e o infracțiune, bagă-mă la pușcărie. Asta e la modă. bagă-ne pe amândoi la pușcărie. Dă-ne cu executarea. Dă-ne două, patru și un singur săpun. și un singur cap de duș. Da, dar asta cu dogma, frate, ideea este că chestia ce scrie în Biblie, frate, și ce scrie în Scriptură și dogma și așa mai departe, deci există partea asta administrativă, interpretativă, care e scrisă tot de ei și care se modifică o dată la ceva timp.
Și care e formulat ambigu tocmai de-aia ca și să lase și libertate. Și după aia e Biblia, care oricum este o reprezentare metaforică, existențială, adică sunt dălea cu precum furnica, împingea picătura de apă cu curul, așa și bărbatul, dacă va împinge picătura de bărbat cu curul, va păți ce a pățit furnica într-o zi cu arșiță. Pula mea, e egal, homosexualii se duc în iad, dați-vă pula mea. Deci, așa e, așa e, este asta, știi, de de ce interpretează. Este, a zis că, știi? Este de departe cea mai bună și cea mai proastă în același timp interpretare și asta cu și asta cum s-a interpretat. S-a urcat pe munte, a luat foc un tufiș, s-a auzit o voce de mai încolo. Adică și asta... Ăsta e filmul ăla cu Stallone, bă, când era el asta, alpinist. Da, da, foc la bani. De asta a prins. Ca să încălzească? Da, ăla e. Mai ții minte filmul? Nu știu. De asta a prins islamismul, frate. Că explicația lor a fost mai clară. Domnul era Mohamed, a venit Dumnezeu și a zis, bă, băiatule, fii atent. De mâine facem așa. Știi, adică nu că stai, că erau trei porui. Eu dacă merg pe munte și începe un tufiș să vorbească cu mine, primul meu gând nu e Dumnezeu. te gândești, băi, ceva e dubios. Cine, ori îmi joacă cineva o farsă, ori se întâmplă un căcat. Ce mi-o fi pus bilța seară în pahar? Da. Asta e prima întrebare. Nu trebuia să las sticla descoperită. Bă, erau alte vremuri. Vorbeau animalele. Da, te aminteau porumbei, limbi de foc. Era greu, se făceau miracole, adică se făcea treabă. Bă, da, și apoi de atunci nimic, adică nada, niet. Eu cred că Dumnezeu se plictisește foarte tare. Eu cred că Dumnezeu e foarte, foarte plictisit. Eu cred că și-a luat PlayStation, boss. Da, și de-aia nu e. Probabil. Observat că nu prea mai face lucrătura de când a apărut PlayStation-ul, de când a ieșit Netflix-ul, de când astea. Băi, eu cred că noi suntem pisicile lui Dumnezeu, mă. Să vă zic și de ce. Ia. Mamă, alt titlu foarte bun. Suntem pisicile lui Dumnezeu. Deci suntem pisicile. Suntem exact genul ăla, animalul ăla low maintenance, știi? Care se duce singur la budă, își găsește cât de cât și de mâncare, mai prinde și cât un șoarece, mai mâncă-i un pic, îl mai flocă-i din când în când, te simți și tu bine. Știi, adică suntem... Mai faci, mai spargi o chestie, mai dai un ghiveș jos de pe masă. Exact. Sunt cam bulangii așa, în esență, dar simpatice. Yeah. Cam așa, cam pisicile lui Dumnezeu. Unele n-au păr. N-au păr. Eu sunt un sfinx. Altele sunt homosexuale. Na, ce cam viață. Da, cam viață. Astea sunt fix pisicile lui Dumnezeu. Pisici homosexuale, da. Eu nu prea am văzut. Tu ai văzut? Eu n-am văzut. Între ele? Băi, între ele. Băi. Între ele, pisici homosexuale între ele. De ce mă întreb pe mine și după aia te uiți repede la Mirică? Bă, tu ai observat? Suntem trei oameni, la el nu poate să uite. Așa se vorbește între trei așa se vorbește. Te uiți când la unul, când la altul. La cine te uiți cu mai mult așa interes? Așa e, nu, stai nu dai un număr în cap. Mai e și factorul de invidie. Nu dai un număr în cap. 1, 2, 3 Mirică, 1, 2, 3 Gicu. Și în timpul ăsta vorbești, știi? Și am văzut asta. Ești ca la tenis, așa, ca bam, dacă la vals, un pas frumos. 1, 2, 3 Mirică, 1, 2, 3 Gicu. Nu prea există pisici homosexuale și știu și de ce. Știai și răspuns. Normal. Bă, eu zic că ar trebui, eu dacă aș avea 9 vieți, măcar una mi-aș trăi o gay. Că, why not? Adică poți să faci atâtea lucruri. De ce să-ți trăiești 9, să-ți trăiești 9 vieți la fel de plictisitor? Da. Una gay, alelalte 8. Mă duc, alelalte 8 o să am vreo 3 total heterosexuale. Una în care am o relație heterosexuală cu o singură femeie toată viața, gen de din pisică, liceu până murim, chestii. Da, pisică. Da. Apoi am o viață în care 4, sunt 5 până acum, mai ai 4. Eu sigur bag una castrat. Da, bag una castrat. Să văd și viața reală. Dacă aș putea să văd cum e să castrat și după aia să fiu necastrat, m-aș castra o perioadă. Pui pe noua. Da. Cât timp ai la dispoziție? Câte chestii se deschid când se închide capitolul ăsta? Adevărat, dar mereu mă gândesc la căcatul ăsta, că gen, componenta sexuală e foarte importantă pentru toată lumea, adică poate una dintre cele mai importante. Toate lucrurile, majoritatea lucrurilor pe care le facem, cred că le facem mai mult sau mai puțin pentru futut. Chiar dacă știi, chiar dacă e direct sau indirect, mare parte despre asta. Eu nu m-aș ridica despre asta din e pat, vorba.
Asta e chestia, că dacă nu mai ai, dar te disperă de vorbit, de combinat, de femei, de whatever, îți consumă foarte mult timp. Dar dacă n-ai avea căcatul ăsta, oare ai avea mai mult timp să faci lucruri sau n-ai mai face nimic pentru că nu mai ai un pic. Scuze, singurul motiv pentru care tu te ridici în pat este să te întorci în el cu altcineva? Nu, era o glumă. Ah, ok. Nu, n-am avut niciodată așa. Asta zic, crezi că ai fi mai motivat sau cel puțin la fel de motivat dacă n-ar exista sexul în viața ta? Ar exista mai puține dezamăgiri, cu siguranță. Da. Pentru cine? Pentru tine sau pentru ele? Pentru toată lumea implicată, ca să zic așa. Și motanul are țepe, pulă. Asta e motivul pentru care nu există pisici homosexuale. Lesbiene or fi, că sunt destul de agile și se pot amesteca. Paranteză, stai că trebuie să dau un disclaimer pentru Mirica. Pe parcursul acestui podcast, pe numele lui La Cerea Nimănui, o să descoperi cantitatea uriașă de detalii inutile despre lumea zoologică pe care o știe Tudor. Da, deci pisica are niște țepi. Da. Că așa e, deci... De-aia țipă când se fut. De-aia țipă și de-aia durează puțin, adică... Și de asta nu există o motivație pentru homosexualitate masculină la... Felină. Motivul pentru homosexualitate felină nu există. Mai avem știri? Da. Avem Seinfeld AI generated material? Da. Sau ce? Da, am văzut și eu episodul ăla făcut de aici. Dar nu e. E ceva ce nu se termină niciodată. Este un never-ending episod. Fii atent. Sunt scene din Seinfeld. E o scenă. Dă mai jos un pic. Dă mai jos ca să vezi și cum arată, că ți arată și cum arată. Dă mai jos. Ce dracu? Că era și un video. Păi da, și eu văzusem video. Aia apare reclama. Dă mai sus un pic. Mastercard. Ah, da, TikTok, asta era. Asta era. Da. Dar de ce facem, mă, TikTok-ul ăsta? Dai click pull link și îți dă altceva. Voi înțelege? E stupid. Ah, și până se încarcă îți dă unde ai rămas tu cumva. Nu știu care e faza. Și eu voiam să văd ăla. Bine, hai să dăm înapoi. Deci scrie și tu AI generated Seinfeld episode. Scrie în Google, boss, mai bine. Da. Nu, că nu... A, uite, ăla e. Ăla e al treilea. Deci asta. Este... Nu e cu actorii, adică n-are creat cu actorii, a generat din pixeli. A generat din pixel acest episod care și că nu se termină. Adică cumva este într-un loop... Nu, n-ai ce să dai audio. Ia, deși audio să vedem ce. Poți să dai, da. Lasă vedem ce. On classic sitcom scripts to make new episodes of Seinfeld. Hey guys, you'll never guess what happened to me yesterday. What happened? Ce timing stă bine rău. Da. Something funny. Actually, I got called in for jury duty. Acum e mai oh, no. What did you do? Bă, este did mega bizar. Did you try to get out of it? It's really rudimentary for now, but experts say that the incredible pace of AI generation might allow fans to one day make new TV episodes and movies about anything they want. Play everybody. Deci, yes. Pe baza deci, acestor... Tu ca fan Seinfeld, la un moment dat, o să poți să-ți faci propriile episoade din Seinfeld, cum vrei tu. Nice. Vrei invazie extraterestră în Seinfeld? You got it. Vrei Star Trek versus Seinfeld? Faci. Batman versus Seinfeld? Direct. Batman, eu ăsta e primul lucru pe care îl fac. Nu am înțeles de ce n-au băgat Batman în Seinfeld. Au băgat doar Superman. Îi place lui Seinfeld. Da, s-a discutat mult despre Superman în Seinfeld. Da. Am suferit că Batman n-apare deloc în discuție. Da. Aparent e un easter egg din ăsta de apare un Superman în fiecare episod din Seinfeld undeva, cumva, un căcat din ăsta. Da? Da, am auzit și eu chestia asta, da.
Bă, nu știu asta, dacă o să existe roboți care să poată să facă, nu știu, stand-up sau să scrie sitcom-uri sau să... Dar cu siguranță să facă scenarii pentru filme Marvel, sigur. Sigur, sigur. Cred că deja suntem acolo. Scenarii pentru filme cu roboți? Sunt curios cum o să facă roboți. Roboți. Da. Da, mai ales dacă fac din alea de... Toate filmele sunt despre cum roboții domină lumea. Mamă, deci, mamă, cred că sunt preferatele lor. Da, porno-ul lor. Beleaua este că se transformă în documentar, Terminatorul. Eu am citit o știre, dar am uitat să vă trimit, nu știu dacă ți-am trimis-o, au descoperit metalul ăla lichid care schimbă forma exact cum era villainul din Terminator 2. T-1000. Da, T-1000 și e o filmare, mă rog, time-lapse, cu o figurină de-asta umană care schimbă forma așa, se lichefiază și... scapă dintr-o carceră, ca să fie. Gen Argintul Viu. Argintul Viu, da. Mercurul, Argintul Viu. Bă, nu știu ce drag să zic și cu AIU și cu asta. Fac în continuare referință la podcastul ăla care mi s-a părut foarte bun cu Mircea Florian. Și explicația lui a spus, bă, explicația lui legată de AI e următoarea. Bă, câtă vreme AIU este doar un tool care întrupează propria mea viziune și doar mă ajută să aplic practic ceea ce am în cap, e ok. Da. În momentul în care dispare factorul uman, dispare și noțiunea de artă. Ia, există, dispare ideea de emoție. Și de asta zic, adică poate să vină un, ai un robot care să facă niște glume bune, chestii, dar până le duci și le interpretezi, atunci o să fie dificil. Pentru că asta e fanul, e o emoție, este un sentiment. Eu am citit deja, sunt niște green texturi, niște povești de astea scrise de AI-uri. Gen povești funny scrise de AI-uri. Bă, și la una chiar înainte m-am pișat pe mine. Deci este extraordinar de amuzantă. Bine, acum am și ridicat-o în pula dacă o povestesc, că o să fiu un căcat, evident. Deci este povestea unuia care lucrează la o groapă fără fund. Este inspectorul unei gropi fără fund. Mamă, mi-ai trimis tâmpenia. Și într-o zi dă de fund. Și e nasol că nu știe ce să facă, că groapa n-are fund, că groapa care n-avea fund era pregătit să aibă grijă de groapa fără fund și acum are fund. Și întreabă inspectorul ce să facă. Și ăsta zice, nu știu, trebuie să te ocupi tu de gaura cu fund acum. Și zice, nu știu, eu nu sunt pregătit pentru găuri cu fund. Și are o criză existențială, pleacă de acolo, se duce la școală, învață cum să se ocupe de grop cu fund. Și ultima replică este, get job and you pit. It's bottomless. Deci, asta m-a spart. Deci și e scrisă de un AI. Nu foarte isprăvit. Dar întotdeauna, când lumea face comparațiile astea, știi, între, nu știu, Terminator și roboții de acum sau cum o să scrie oamenii sitcomurile, tot timpul îți arată un căcat ăsta panoramă, știi? Cel mai handicapat robot pe care l-au găsit. Pe de altă parte, nu pot să nu mă întreb dacă nu cumva filmele alea influențează avansul tehnologic sau nu. Adică e unul care când era mic s-a uitat la Terminator și a zis, mamă, când o să fiu mare fix asta inventez, să-mi bag pula în sufletul meu și ajunge la om de știință, dracu știe ce, inginer pula mea, și face la bătrânețe fix robot ca în Terminator cum a văzut el când era mic. Ia să fac eu, bă, exact așa. Că nu spune tu mie că nu s-a gândit aia cu iPad-urile și iPhone-urile la tricordere și la astea din Star Trek. Crezi că așa funcționează? Se uită niște copii? Bă, eu cred că induce. După cum eu sunt de părere și sunt aproape sigur că Seinfeld a influențat cumva comportamentul colectiv hipsteresc care a devenit o normă 20 de ani mai târziu după ce a apărut Seinfeld. Comportament hipsteresc? Comportamentul ăsta, hipsteresc, hedonist, un pic mai perpulist, așa... Sarcastic... Sardonic, no. Whatever... Da, nu poți să nu te gândești cum produsele astea culturale nu au un minim de influență asupra dinamicii sociale colective. Eu cred că au un maxim de influență. Asta zic și eu. Adică toată lumea noastră este bazată pe povești și poveștile vin în mare parte prin filme, seriale, chestii. Pe de altă parte mă contrazic singur pentru că sunt și ăla care de părere că muzica trebuie să fie doar muzică la polul opus. Adică, când aud asta că strică trapul copiii, eu sunt, ok, bine. Adică,
În sensul că ce, că ar trebui să fie sau să nu fie trap? Normal că ar trebui să fie, după cum ar trebui să fie și Seinfeld. Pe de altă parte și cu influență. Bă, contează foarte mult setting-ul pe care se așează toate produsele astea culturale care vin peste tine. Adică dacă tu ai o educație de asta moral, sănătoasă, primită sau formată sau mai știu eu cum, dacă ești întreg la cap, nu prea te nebunește, cam nimic. Nu te face să... Nu schimbă profilul moral. Beleaua e când lucrurile astea, punctual am dat exemplu Seinfeld acum, devine atât de puternic și se așează și peste o fragilitate intelectuală, emoțională, personală, încât să schimbe ție profilul moral. Că e posibil să fie și chestia asta. Nu știu, da, exact cum spuneam. E și chestia de subtext, că în Seinfeld ei o duceau prost în esență la nivel uman. Dacă stai să te gândești, ei nu aveau niște vieți fericite. Nu, dar conta deci era, foarte mult proiecția. Conta proiecția, dar dacă stai să te gândești, subtextul ăsta este că nu erau în stare să aibă relații semnificative, joburi semnificative în afară de Jerry, care avea chestia vocațională cu stand-up-ul. Dar și aia în serial, dacă te uiți, e prezentat așa și așa. Adică nu emulează realitatea reală a lui Jerry Seinfeld, care a fost printre puținii, care a fost super bun din prima. Că și povestește și în interviuri, că n-a avut momentul ăsta de bomuit, așa, cariera lui a fost numai în sus. Și dacă te uiți la Seinfeld, toți sunt niște inadaptați. Da. Și fundamental, cum se și închide serialul foarte, foarte deștept, niște persoane nasoale care trebuie să înfunde pușcăria. Că așa se termină, că e la pârnaie. Clauza bunului samaritan. La vremea aia, episodul la finalul a strânit foarte multă controversă. Pe de altă parte, revăzându-l recent, mie mi se pare extraordinar sfârșitul de la Seinfeld. Adică mie glorificarea unui comportament antisocial, e anti-tine, de fapt, este mai degrabă, uite, Sex and the City. Ăla mi se pare mai ăla nociv. A fost o mizerie, pentru că ăla spune că dacă, chiar dacă nu ai, ca femeie în cazul respectiv, dacă nu ai relații semnificative în viață, dacă valorile tale sunt raportate la ce porți în picioare sau ce geantă pui pe umăr și chestiile astea, și la finalul zilei îți spune și asta este ok. Vei fi foarte fericită dacă urmărești stilul ăsta de viață. Da. Chestie care Seinfeld nu are ca miză. Nu există un mecanism al retribuției acolo, adică nu ți arată prețul pe care îl plătești. Seinfeld ți l-a arătat. Da, asta, nu există consecințe pentru comportamentul tău de căcat acolo. Sau, în primul rând, nici măcar nu este identificat ca fiind un comportament nașpa. Dar nici adică... nu contează dacă e nașpa sau nu, că nu suntem noi instanță morală să discutăm asta. Pe de altă parte, este eliminată complet în Sex and the City ideea că orice lucru are un preț. Și orice lucru are un preț, băiatul. Adică există factură pentru orice. Bun, dacă te juca cărțile corect, din punct de vedere moral, mă știu eu, karmic, whatever, îți vine soldul negativ. Ia. Yeah. Dar factura tot vine. Adică are sens ce zic aici, nu? Da. Yeah. Și trebuie, dar nu știu dacă trebuie. E foarte complicat. Băi, când vine vorba de produsele astea care au ca rol primordial entertainmentul, nu educația, să folosești sintagme de-astea ca trebuie, e o chestie destul de retrogradă, bătrânicioasă și cumva și enunțată în urma unor frustrări pe care le ai tu punctual legate de produsul respectiv. Deși chestia asta... Că dacă eu eram mare fan Sex and the City, care la un moment dat mi s-a părut un serial bun. Și un serial bun, că e scris bine, e mișto, personaje simpatice, cu unele situații poți să empatizezi ca bărbat, inclusiv ca bărbat, adică empatizezi cu fetele alea. E ingrat, boss, e ingrat și mi se pare că de fapt n-ai înțeles care e scopul primordial al produselor de genul ăsta. E foarte bătrânicios să zici, a stricat o generație, că de fapt asta face. Deși asta e problema de care se plânge lumea cu curentul ăsta de mesaje LGBTQ și așa mai departe, pentru că felul în care sunt inserate în filme sau în media de acum, de foarte multe ori pare că au fost inserate că trebuie. Adică nu zic că nu trebuie să existe reprezentare, dar felul în care este introdusă reprezentarea e forțată. E dacă e pusă cu mâna și forțată, e mai nasol, pentru că obții exact reversul.
Da. Cu o chestie care ar trebui să fie inserată cumva organic ca parte a vieții, cum e homosexualitatea și LGBTQ. Eu cred că sunt oameni din comunitatea LGBTQ care se uită la chestii unde, uite, am băgat și acest băiat homosexual, care sunt la modul, bă, ce pula mea asta, e mai mult homofob, adică mi se pare că mai degrabă te duci în partea cealaltă decât inclusiune pe chestii. Dar uite, hei, uite, avem și un homosexual, deci suntem ok noi ca oameni, uite, l-am primit și pe el. O, nu, pula mea, și marea problemă este cu fetișizarea chestia asta, știi? Fetișizarea homosexualității în diverse scopuri, comerciale. Că am mai avut un exemplu care mie mi s-a părut foarte cringe așa, cu fetele alea două care erau influencerițe, nu mai știu, Cristina X și nu mai știu cine, care se pupau și era cu sunt o mamă fabuloasă și când vreau sunt și gay. Era un text ăsta de un cringe de ăsta absolut, de nu înțelegeam nimic. Deci da, plus că întregul demers, adică... E fenomenul ăla de culture vulture, efectiv împrumut cultural, o chestie, pula mea, cu care n-ai nicio legătură, doar pentru validare personală. Că sunt și capcanele astea, e foarte ciudat. Și îți dai seama că sunt oameni care s-au chinuit cu homofobia, cu transfobie, cu astea, care și-au luat-o pe toate părțile în viață și acum se simt așa un pic... Din simplu motiv că trivializează o chestie care e destul de serioasă. Yeah. Acceptarea universală, indiferent de orientarea sexuală. Că de fapt despre asta vorbim. Este de foarte ciudat. O să ia fum muștucul ăla. Cumva, pe de altă parte, sunt și ok, că nici nu e ca și cum alte personaje heterosexuale în filme sunt scrise ok, sunt... Bine, oricum majoritatea se bazează pe arhetipuri, pe stereotipuri și mi se pare că asta face un rău mai mare. Faptul că eu, uitându-mă la filme când eram copil, exemplul tău de bărbat pe care l-ai din filme este acest bărbat dur care are tot timpul soluții, el nu plânge decât dacă îi moare un camarad maxim, căcaturi din astea. Și de obicei ăsta este... genul de bărbat pe care îl vezi în filme și tu ai impresia că... Bine, așa... mai avem Forrest Gump și Edward Scissorhands care te învață altceva, dar tu acum zici că faci review la Mortal Kombat. Mă, nu, dar sunt ok, în același timp sunt prea puține filme în care protagoniștii bărbați, că cu așa empatizez eu mai mult, sunt portretizați ca fiind oameni sensibili cu emoții, care au probleme, care chestii. Adică te învață mai degrabă fără să îți dai seama că un bărbat nu trebuie să fie, nu trebuie să se exteriorizeze, trebuie să fie dur, trebuie să toți arată foarte bine. Și enorm acum... de bine, toți supereroi, că vorbeam mai devreme, fucking țiplă în pula mea. Și bine, eu... asta e valabil și la femei. Da. La Hollywood. Și eu stau pe canapea și zic, mamă, asta înseamnă, asta trebuie să fie așa ca să fii un bărbat care trebuie. Dar ce a făcut Hollywood-ul și laziness-ul ăsta pe scris, ce a făcut Hollywood de fapt, de-a lungul timpului, asta e teoria mea conspirată. Ționistă vis-a-vis de ce s-a întâmplat cu scriitura și cu scenaristica la Hollywood. Este că au găsit o metodă prin care să elimine writerul sau să elimine importanța scriitorului. Pentru că în esență, în tot procesul de producție, dacă e să iei filmul ca un produs, te gândești la ce poți să faci economie. Și ai actorii pe care trebuie să ai, dar păi îi semnezi pe mai multe filme, oricum baza de selecție e foarte mare, că multă lume își dorește să apară. Partea de producție aia depinde efectiv de mecanică și de cum își faci treaba, cum pui lumina, cum aia s-a cumva mecanizat și s-a făcut în linie de producție la Hollywood cu fiecare angrenaj, știind exact cât costă, cât face și ce calitate oferă. Și punctul critic, cred că și-au dat seama că este exact scriitura. Și dacă tu ajungi să te bazezi pe scenariști, ca și producător, ca casă de producție, ajungi să te bazezi pe idei originale, pe scenarii bine scrise și așa mai departe, vei fi la mâna alora. Pentru că obișnuiești publicul cu un nivel de creație și de scriitură foarte sus și după aia, dacă nu-ți livrează, te-ai pișat pe el produs, pentru că lumea e obișnuită cu un mega standard. În schimb, dacă tu doar regurgitezi anumite aceleași căcaturi și faci numai remake-uri la remake-uri și filme cu supereroi care au aceeași poveste și toți sunt interschimbabili și nu mai contează în esență scriitura, ai eliminat un mega centru de cost și o mega forță de negociere a creatorilor. Și după aia obișnuiești publicul cu chestii de căcat din punct de vedere creativ și din punct de vedere scriitură și după aia poți să le dai orice în principiu. Cam așa o văd eu. Adică cam asta cred eu că s-a întâmplat apropo de filme. Că până și filmele alea vechi de căcat din anii 90, 80 și așa mai departe,
bă, până și alea proaste, măcar se vedea că a scris un om acolo ceva. Acum parcă nici nu mai sunt făcute de oameni. Parcă sunt făcute efectiv de AI-uri, adică... Cam asta. Și hai să vedem și ucigașa de Tesla. Asta era ultima... Hai să închem cu ucigașa de Tesla. Asta e. Mamă, ce ultimate nu boss arată. Așa ceva boss. Băi, bă, cum ar fi să arată... coboră dintr-o de asta, mă? Bă, bă, unde bă, mică, mă, să râze? Să încerci să coboare. Hai, Mirica, să te scoi la film. Bine, să la mașină electrică. Ce mașină, bă, ucigașa? Îți dai seama. Cum arată mașina ta? Îți dai seama. Ești pe stradă și o vezi. Da, da. Sunt în față, mamă. În ce mașină? Hai, da. Cu ce te îmbraci cu dizară? Uite cu mașina asta. Îmi pun pe mine. Îmi pun pe mine mașina. Îmi pun pe mine mașina. Băi, dar nu vi se pare că, ok, costă la jumate, mai puțin de jumătate din prețul unei mașini scumpe Tesla. Bă, e și mai puțin de jumătate mașină. Adică nu știu cum să vă zic. Bă, da, e mașină. E mai puțină mașină, deci pe spate are o roată. Bă, e o șopârlă. E trocarici. E deci mai trocarici electric. E o trotinetă de lux. Da. Adică și e îmbrăcată în panouri solare ca să se reîncarce și de la soare. Arată ca un ataș cu roți. Ataș din motocicletă, de așa. Cu asta ai voie să mergi pe trotuar. Îți trebuie carne pentru ea? Serios acum. Dar cred că dacă o ridici așa ca pe bicicletă, știi cum ridici bicicleta în lift să urci cu ea? Nu poți să o pași în lift, boss. Eu aș marketa-o altfel. Prima mașină cu cric. Deci asta e mașina aia de zici că e personaj negativ, știi, villainul, arcenemiul lui Mr. Bean în filmele cu Mr. Bean, era o mașină de asta cu trei roți, asta e. Să da. Hai să-i dăm mai jos un pic. Poate cine știe, poate știi că știi, și gusturile astea se formează, se le mai adaptează, sunt volatile un pic. Poate o să ajungă să... Edition. Cine mă, care-i producătorul? Aptera. A, păi, dar bine mă, stai. 171 de cai putere? Bă, ești nebun, deci Covil-tirul are 171 de cai? Du-te mă, pula mea, n-are cum să aibă 171 Covil-tirul ăla, mă. Da mă, atâta, 171 de cai și de la 0 la 100 în 4 secunde. Păi da mă, dar la astea electrice știu că e cuplu mare, că e instantaneu. Lasă, asta nu-i problemă. Da, autonomie 600 de kilometri... De trei ori mai mare decât cea unui Nissan Leaf. Să mor eu ales să compare. Mamă, cu un mega automobil, boss. Nissan Leaf. Da. De 10 ori mai puternic decât un lăstun. Da. Decât Dacia Spring. Da. Mult mai eficient ca mersul pe jos. Da, da, da. Mai jos. Și mai șic decât o Lada. Ok. Ia, dă mai sus un pic. Dă-i bă play pe asta. Ia, dă play să vedem și noi clipul. Dă-s. Dacă ne luăm strike pe Aptera să moare de nu... Băga mea și pula în Aptera azi și mâine. Dacă ne luăm strike. Chide muzica. Bă, nu, pare că bă, spală podelele în mall. Da, și pare că e făcut din... din dala, din scârțitoare, din aia... Bă, nu, dar scaunele astea mâncați așa. E manevră. Bă, ăsta e genul de scaun de la care te doare noada. Bă, n-are cum, mă, ce e asta? Cel mai scump... Mamă, deci cel mai scump... Tu vezi ca un buton mic de claxon aici, la țac-țac, la... Da, cea mai scumpă chestie de la mașina asta e tableta aia de pe mijloc, să mă... Vorbesc serios. Ia, uite mă, uite cum se deschid ușile. Ce... Porcă. Ce vorbești, tată? Băgați, ai pura să-ți bătiți. Să te duci pe pârtie, ești nebun cu ea. Mamă, deci zici că asta e machetă de film science fiction respinsă de producător, să-mi bag. Da. Deci zici, bă, am eu o idee de mașină. Sunt sigur că a avut James Cameron la Avatar. Bă, niște mașini ar trebui pe planeta aia cu apă. Busul meu, am eu o idee de mașină. Ia arată-o, asta e. Cum se numește? Aptera Leaf. Te bă, pula. Păi, noi vrem să facem bani cu filmul ăsta, la ce da, vorbești. Exact. Mai sparge aici noi da. Da. Nu, mai sparge aici noi box office-ul ăla, băgați-ai pula, Joachine. Mă scuzi, bossul meu. Deci, nu e... zi. Nu e ok. Nu vrei, a? Nu vrei. Nici în rate. Nu vrei. Aptera?
Dar nu, poate suntem noi, adică poate suntem prea obișnuiți cu forma clasică de mașină, da, încât acum suntem reticenți la nou, la schimbare. Da, wow, progresistule. Bă, nu zic, că nu-mi place, e urâtă, dar mi se pare în același timp, mă simt prost că judec munca acestor oameni. Dar e urât. Da, mai prost ar trebui să te simți dacă ți-ar plăcea. I guess. Asta a fost. Asta a fost mașina, asta a fost homosexualitatea. Asta, ai de capul meu. Asta a fost. Ăsta e LCN-ul cu Mirica, care așa rămâne cel puțin o perioadă. Da. Să fie primit. Nu mi-aș cumpăra, nu-mi cumpăr așa ceva. Nu. Bă, nicio. În primul rând, eu am început să transform totul, apropo de discuția de la început, transform totul în bobatiuri. Așa, câte bobatiuri? Câte bobatiuri, boss? Păi la câte bobatiuri iau, cred că bea bobatii din familia nepoții, mea pe trei generații. Tăi. Cam și cartonașele alea mici de reduceri. Ce ai, mă, nu? Și le lași moștenire, reducerea tale la bobatii. Fraiere, ești tu. Bă, acum cât, cauzi că te-am trecut. Câte bobatiuri ai strâns? Vezi că ai trei cartonașe. Ai după trei ce cartonașe mor deja. Dar tu îți dai seama că... Am la câte cartonașe de bobatia am acum, cred că am vreo 3 sau 4 gratis în momentul ăsta. Ești deci bine. Dacă strângi suficient, îi bagi în faliment. Da, abia aștept. Altceva? Partea bună mi se pare la chestia asta că iarna trebuie să schimb doar 3 cauciucuri. Știi, adică cumva ți-amortizezi investiția în timp. Da, bă, dar timp. Te ceri tu cu ăștia de la Autovis să-ți vândă doar 3 cauciucuri? Du-te la Autovici și zic vreau și eu cauciucuri de iarnă, 3. Te bă, în pula mea de aici. Și panoul, cine schimbă panoul solar? Poți să iei aftermarket, are panoul solar pe ea. Dar de ce să schimb panoul solar? Ce a făcut pe el? Deja umbli la fundul butoiului. Vezi de ce trebuia să dă stop acum 5 minute? La fundul butoiului de glume, a? Aia zic.